E imprevizibilă la toți bolnavii. Nu înseamnă că toți bolnavii care au comorbidități, care au o patologie, merg prost din punct de vedere al bolii. Și atunci, pacienții chiar ultimii de la ADS, care au fost toți, deși sunt o categorie de pacienții greu de stăpânit, au fost aduși pe rând cu colaborarea directă a domnului director, care, cum a spus și dumneavoastră, avem o colaborare extraordinar de bună din punct de vedere al DSP-ului. Și am reușit să aducem acești pacienți, toți au fost investigați, consultați de medicul specialist, li s-au dat recomandări și supravegheați de medicul de familie care se ocupă de, mă refer la Cămin Dragășeni, la celelalte cămini a celor pacienți, beneficiari, se poate discuta altfel, pot colabora. Au primit, unii au fost internați, unii au rămas în centre, unii acele centre au devenit zone de carantină. Explicația că n-au fost decese pe COVID, v-am spus, din cauza faptului că acest virus nu putem spune care are COVID, automat și boala de care suferă se agravează. Declarația acum